bună ziua, sănătate la toată lumea. Mulțumim, o zi deosebită pentru noi. Este Ziua Internațională a Pensionarilor în România. Noi o sărbătorim astăzi. Și Ziua Internațională a Pensionarilor din toată lumea. 1 octombrie. Este o zi foarte importantă pentru noi. Și pentru noi, vorbesc noi pensionarii, pentru Casa de Ajutor și Proca Pensionară România de asemenea. O să mânez niște diplome de excelență. Înainte de asta aș vrea să vă anunț că domnul consilier Covaș Constantin, cu el începem că îi acordăm o diplomă de excelență, dar el s-a retras în activitate, deși e o pierdere pentru noi, că este un om deosebit din Consiliul Director de Conducere al CAC-ului. Și o să-i urmânăm o diplomă și o icoană. Dumnezeu să-i ajute. Diploma de excelență. Federația Națională Omenia Casă de Ajutor și Procare Pensionarii din România acordă cu ocazia zilei de 1 octombrie Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice domnului Constantin Covaci pentru implicarea și susținerea în societatea drepturilor persoanelor de vârsta a treia din România prin acțiuni concrete de protecție, incluziune socială și cooperare internațională. Semnează președintele Federației și al CAC-ului, subsemnat. O icoană, dăm și o icoană. Sfânta icoană. După o carieră militară frumoasă și îndelungată, domnul colonel în rezervă Covaș Constantin a simțit și chemarea sufletească de a face ceva util pentru semenii săi, persoane vârstnice, și s-a alăturat în 2002 echipei Asociației CARP Omenia. Toți colegii apreciază eforturile depuse și înțelegerea manifestată pentru vârstnici și în activitatea curentă, de la analiza cu atenție a fiecărui dosar de împrumut, găsirea soluțiilor legale și de suflet pentru acordarea cu promptitudine a împrumutului atunci când vârstnicul avea cea mai mare nevoie. De asemenea, an la rând a coordonat cu succes și profesionalism activitatea prestatorilor de servicii în cadrul asociației. Vă mulțumim din suflet pentru cei 16 ani în care ați fost zi de zi alături de echipa managerială a Asociației CARP Omenia și vă dorim să fiți cât mai mult membru al familiei Omenia. Semnează președintele Asociației CARP Omenia, subsemnat. Mă simt onorat de aprecierile care s-au făcut la adresa mea. Îmi pare bine dacă mi-am făcut datoria cum trebuie și o să fiu satisfăcut după o asemenea perioadă îndelungată. Zic că mă retrag, sunt sănătos și dacă pe cineva am supărat, rog să mă ierte și să-mi cer scuze. Dacă am servit pe cineva, am servit cu plăcere, în limita prevederilor pe care noi le avem în statut și în regulamentul. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc la fel. Diploma de excelență pentru domnul Vasilică Fălcuță. La Federația Națională România, o diplomă de excelență. La fel, o diplomă de excelență cu același conținut domnului consilier Victor Călcăr. Diploma de excelență doamnei contabil șef Ana Maria Militar. Diploma de excelență doamne Alina Perjoi. Diploma de excelență doamne Veronica Niciu. Diploma de excelență doamne Teodora Petre. Diploma de excelență domnul director Florin Zam.
echipa de excelență, domnului director Ionel Militar. Echipa de excelență, domnului Daniela Niță. Echipa de excelență, domnului Ionuț Ardelean. Diploma de excelență, domnișoare Ana Ioana Iriciuc. Diploma de excelență, domnului Ionuț Scriber. Diploma de excelență, doamnei doctor Laura Ilen Negelescu. Milena Tăstei, Milena Antonia Tomescu. Diploma de excelență, doamnei Irina Ileana Andrei. Diploma de excelență, domnului Coman Gheorghe. Diploma de excelență, domnului Nicolae Lucian. Diploma de excelență, domnului Mihai Baicu. Diploma de excelență, doamnei Angelina Gabriela. Diploma de excelență, doamnei Anuța Madalina Argheroi. Diploma de excelență, doamnei Lucia Bădiță Secoșan. Urmează un șir mai lung de diplome de onoare doamnei Andreea Florentin Ștefan, doamnei Ionela Genea Rușcu, diplome de onoare doamnei Iulia Meneș, Elisabeta de Iarnă. Grazie, cum ești? Diplome de excelență doamnei Simona Diana Buiciuc. Diploma de onoare doamnei Elena Mladi. Diploma de onoare domnului Coconașu Florin. Diploma de onoare domnului Vasile Pascariu. Diploma de onoare doamnei Floroiu Elisabeta. Diploma de onoare domnului Lucian Dumitru. Diploma de onoare doamnei Elisei Maria. Diploma de onoare doamnei Maria Gherma. Diploma de onoare domnul Nicolae Constantin. Diploma de onoare doamnei Georgeta Pălușan. Diploma de onoare doamnei Maria Drăghici. Diploma de onoare doamnei Fotinia Ivan.
diplomă de onoare, doamne Stana Cadiu. Diploma de onoare, doamne Dumitru Cadiu. Frumoasă de ce vei. Diploma de onoare, doamne Roxana Voinea. Diploma de onoare, doamne Valeria Cutoașa. Diploma de onoare, doamne Balga Alexandrina. Diploma de excelență, doamne Aurora Comaci. Da, a venit fica, ăsta este în spital. Care a venit ăsta de 90 ani. Diploma de merit, domnului Gabriel Comori. Diploma de merit, domnului Ariane Fertinoi. Diploma de merit, doamnei Lucia Bădița Sefășa. Bravo, Luci, pentru doamne! Diploma de merit, doamnei Delia Cădură. Vă mulțumesc foarte mult, mă sunt foarte mult. Diploma de merit, doamnei Maria Constantin. Diploma de merit, doamne Valeria Cutoașa. Diploma de merit, doamne Gruia Neagă. Cei 28 de ani se membru la Asociația. Și acum grupul vocal Seniori România ne va interpreta piese. La omul care mi-e drag, la bordei la Marioara, m-am jurat de mii de ori, dealul-i deal și vale-i vale. Lay, 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 lay.
Cercul literar. Pentru noi ce ne-am sacrificat grăbiții ani ai tinereții, un cânt curat și meritat, cât mai întreg și ragul vieții.
Am fost stăpân pe noastră cale și mândri ne-am purtat soluția, cu sacrificiul care acum doare, făcut am să triumfe România. Nu mai putem zâmbi cu nepăsare în fața zilelor ce vor veni. Viața ne-a dăruit și întristare și multă bucurie de a trăi. Anii cei mulți încep să doară. Povara lor e o imensă cruce. Izvorul amintirilor ce curge iară ne ajută să putem mai les ne duce. De mult suntem uitați, respinși, ființe fără de valoare, dar noi nu ne simțim învinși cât încă mai mișcăm sub soare. Pentru noi ce ne-am sacrificat, frumoșii ani ai tinereții, un la mulți ani atât de meritat, cât încă mai suntem în toamna vieții. Constantin Maria. Te rog, fii bună, Toamnă. Veniți la noi iar, Toamnă, cu frunze ruginii, cu dulce must și cu pastramă și struguri copți în vii. Veniți cu care pline ochi de auriști tuleți și în brazdele din câmpuri cu creier cântăreți. Mi-e greu să spun, dar știi, eu nu te-am prea dorit. Dar duci și-o drap cu acestea și frigul a fusit. Nu spun că nu ești bună și ai belșug de multe, dar nu-ți mai suport frigul pe tâmplele încărunte. Te rog, fii bună, Toamnă, și fă-l pe drum pierdut și-ți jur pe ce vrei tu că te iubi mai mult. Pregătit poezia Toamna de Octavian Goga. Val de brumă argintie mi-a împodobit grădina, firelor de lămâniță li se uscă rădăcini. Peste crește de dumbravă, norii suri își poartă plumbul, potoava zdrențuită tremură pe câmp porumbul. Și când de la miază noapte vine vântul fără milă, de pe vârful șurii noastre smulge în zbor câte o șindrină. Din viforița păgână se înduiesc nucii bătrânii, plângi un pui de ciocărlie sus pe cumpăna fântânii. La scot și zis sugene cum o lacrimă în vie, mi se asemănea povestea cui golaș de ciocărlie. Bravo, bravo! Am câteva gânduri ruginii. Copacul meu în prag de iarnă își pierde frunzele pe rând. Golașul uscat și fără haină așteaptă frigul tremurând. Din rodul său bogat odată și cules de mult din ramuri, pocutuie stă uitată candelă lucind în geam. Pomul meu un ciot rămas și-a de trist într-o grădină, iar ciorilor copaci le dă loc de hodină. Peste trunchiul de altă dată, ce puternic sta în vânt, cu corana sa bogată ca un rege pe pământ, așternutul s-a tristețea și pustiul la pas. Frigul-i fură tinerețea, ploaia lacrimile-și varsă. Peste fala lui măreață, grei nori negri stau grămadă. Noapte fără dimineață, bruma iernii e broboadă. Frunzele i s-au uscat ruginite pe pământ. Un covor desfășurat, tremurând, agonisând, tremurând, temător așteaptă gerul ce o să-i muște aprig carnea când, întunecând tot cerul, neaua reaiba albi haina. Și așa, din ce-a fost om, o gutuie înghețată, fostă inimă de om, spune-va ce-a fost odată, azi, cu viscolul se luptă. El era un pom în floare, mâine roată neîntreruptă, tipa iarăși sărbătoare. Chiar de rodul mi s-a dus, viitorul mi-e nepoț. Viața mea nu-i napus, înflorit-o mâine în toți. Bravo, bravo, bravo! Deși suntem pensionari, eu am să vă citesc asta de o poveste, o poezie care vorbește despre iubire. Se cheamă Iubire pentru vârsta a treia. Să ne iubim ca doi bătrâni besmetici, ce mai au primăvară în ultim buzunar. Doi bătrânei albaștri, năstrușnici și patetici, care mai navighează având iubire afară. Să ne iubim! Și un zâmbet candid să ne placă, în zorii dimineții să ne ferim cu drag. Să nu permitem vremii cea crudă și opacă să ne împovăreze când se așează în prag. Semn de recunoștință când vine dimineața, dulcele din zâmbet am să-ți aduc un ceai.
că zahăr nu e voie, iar tu vei da dulceața cuvintelor frumoase ce în inimă le ai. Vom sta pe îndelete, încetişor de vorbă, când mâna tremurând de cătavă în portofel, apoi cu bucurie că am mai găsit de o ciorbă, ne-am sprijinit de stele să ne odihnim nițel. Și mai către amiază, discret, cu luarea minte, vom merge mână în mână ca prânzul să luăm și ne-am privit cu drag și fără de cuvinte, din gesturi adunate iubire să înnodăm. Vom merge împreună încetişor, spre moarte, cu amintiri, cu timpuri luate drept bagaje și vom lăsa un semn de acolo, de departe, pe unde greul vieții ne-a prins pe-a lui Siaje. Mă mândre și chiar mi-e dragă că sunt fire cu arțag, mă. Băieții la boală-i bag și iubesc ce mi-este drag. Mă mândre și chiar mi-e dragă că sunt fire cu arțag, mă. Băieții la boală-i bag și iubesc ce mi-este drag. Mă-nvârt, mă răsucesc, de la lume nu vorbesc, mă. Domnul care-l iubesc, domnul care-l iubesc. Mă-nvârt, mă răsucesc, dar ce mi-e drag nu vorbesc, mă. Domnul care-l iubesc, domnul care-l iubesc. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuriță drag rătește sate. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuriță drag rătește satul. Șorțulețul cu flori, să iubești să nu mai mori. Mândruța de lor măncuță, ți se încare și desculță. Cu șorțulețul cu flori, să iubești să nu mai mori. Adățață puiul frit, la voinicul ostenit, mă. Îl mângâie și-l iubește, că viața ca norul trece. Adățață puiul frit, la voinicul ostenit, mă. Și-l iubește că viața ca norul trece. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuriță drag rătește sare. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuriță drag rătește satul. Și de cicoare și trei boabe de piper să vă cânt până-am să fie. Mi-a pus mama în scăldătoare flori de crin și de cicoare și trei boabe de piper să vă cânt până-am să fie. Până lume cu cântecul, acasă cu sufletul, mă. Acasă întâlor mor la măicuța șal meu nea. Până lume cu cântecul, acasă cu sufletul, mă. Acasă întâlor mor la măicuța șal meu nea. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuță drag, ești sat. Dorul meu neicuță
acasă nu este ușor. Dorul meu, neicuță, nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, este ca altul. Doar neicuță, dragă, de te știe satul. Cu ei, mărinei.